Bătălia la nivel politic pune în pericol dezvoltarea sectorului agricol din Republica Moldova. Tergiversarea instalării unei guvernări la Chișinău taie și mai mult din dorința investitorilor de a-și dezvolta afacerile în țara noastră, dar și pune în dificultate fermierii moldoveni să-și intensifice relațiile cu partenerii străini. Sunt câteva concluzii ale invitaților emisiunii Impact Social de la postul nostru de televiziune Elita TV. Dat fiind faptul că în condițiile în care nu este guvernul, noi nu avem legea bugetului. Legea bugetului prevede fondul de subvenționare, mărimea acestea și direcțiile de finanțare. După aia urmează să fie aprobat regulamentul de subvenționare. Aici trebuie de adăugat că o bună parte din agricultori așteaptă achitarea datoriilor pentru anul 2014 în sumă de aproximativ 250-270 de milioane de lei. Și dumneavoastră puteți să vedeți acest exemplu simplu. Ceea ce 250 de milioane în luna octombrie achitate, au fost una. Dar achitările care vor fi făcute în luna aprilie, în condițiile în care vertiginos s-a depreciat valuta națională și noi avem scumpiri la aproape toate inputurile cu 25-30%, desigur că această sumă achitată în luna aprilie va avea cu tot o altă valoare. Interdicțiile pe piața Federației Ruse din ultima perioadă au reorientat activitatea agricultorilor moldoveni spre alte piețe de desfacere. Chiar și așa, ministrul în exercițiu al agriculturii Vasile Bumacov susține că fermierii moldoveni, odată ajunși pe piața Uniunii Europene, nu trebuie să aștepte mană cerească dacă vor ca domeniul lor să nu mai fie considerat o cenușoreasă a economiei Moldovei. Asta nu înseamnă că, iată, agricultorii s-au reorientat la altă piață, am uitat de cealaltă piață. Și în altă piață. Și în cei care am intrat, va trebui să muncim în fiecare an pentru a ne promova. Asta este realitatea. Să nu-și fac cineva iluzii că, iată, ni s-a deschis piața europeană și cineva o să ne primească acolo cu flori și hai vindeți produs. În fiecare an, în fiecare jumătate de an, promovări, expoziții și competitivitate. Noi avem norocul că cei ce nu ne poate ajuta statul, de exemplu pe agricultori, ajută proiectele Statelor Unite, proiecte europene, proiecte japoneze. Eu sper să în zilele curente să discutăm cu agricultorii regulamentul de subvenționare, să vedem ce mai putem noi face din banii statului ca să mai stimulăm exportul. Noi în anii precedenți am știut de acest embargo și am spus că vom stimula la maxim linii de sortare, linii de ambalare ca să ne permită să ieșim în alte piețe. Sigur că nu este atât de simplu. Când este o lipsă de bani, mai sunt alte sectoare care se uită puțin altfel la acest lucru. Fermierii mici spun că, iată, voi îi ajutați pe cei mari. Dar dacă nu sunt cei mari, cei mici oricum nu pot să-i exporte. Vă dați seama? Dacă nu exportă ăștia mari? Păi da, fiindcă ce înseamnă a exporta? Ai mers în altă piață nouă. Este vorba de cheltuieli colosale, deplasare, hotel, plasarea pe raft, participare la expoziții. Nimeni nicăieri nu ne așteaptă. Noi trebuie să dăm din coate, să ne facem loc în alte piețe. Un alt subiect al discuției în cadrul emisiunii l-a constituit Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, instituție care a fost partajată din punct de vedere politic. Actualul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, s-a arătat surprins de insistența unor politicieni de a desprinde această entitate din cadrul Ministerului Agriculturii. Este o structură cu atâtea probleme, cu atât de complicată. Acolo trebuie este o mulțime de implementat, o mulțime de legi ca să poți exporta în europeană, carne, ouă. Deci este aplicat. O structură cu atâta durere de cap, care dacă în țările europene s-a străduit să o futbolească, să o dea pe capul unui ministru, să nu aibă. Cum de s-a ajuns la noi această structură cu atâtea probleme să fie partajat ca Ministerul Transporturilor? Ceva noi nu știm înseamnă. Jurnaliștii fac acest lucru mult mai bine ca mine. Trebuie de văzut ce este așa de bun acolo, fiindcă atât de mare luptă se duce. S-a separat de Ministerul Agriculturii într-o zi, votat în Parlament în două lecturi în câteva minute. M-au sunat mulți din europeni și întreb, ce s-a întâmplat la voi? Nici o lege n-a fost votată în câteva minute în două lecturi ca să fie. Și acum partajat între partide, eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo, de ce așa e dorit acesta. Certificatele fitosanitare, tot exportul merge prin ANSA. Business, afaceri. Păi asta e bătaie de cap, n-ar trebui să fie o mare bucurie. În cadrul aceleași emisiuni Impact Social, ministrul în exercițiu al agriculturii Vasile Bumacov s-a referit și la subvenții
subvențiile agricultorilor, o temă mult discutată în ultima perioadă. Potrivit oficialului, problema nu ține în ansamblu de Ministerul Agriculturii sau de Ministerul Finanțelor. Cele două instituții vin cu propunere, iar în ultimă instanță, Guvernul și Parlamentul decid valoarea și perioada subvenționării. Prim-ministrul desemnat Kiril Gaburici a început săptămâna în forță, candidatul la funcția de premier a mers cu programul de activitate al viitorului executiv la Academia de Științe a Moldovei pentru a se consulta în privința ameliorării și modernizării domeniului științific. De asemenea, Gaburici a avut consultări și cu Partidul Liberal. A fost o discuție bună, am discutat despre cum vedem noi viitorul, cum putem să-l facem, să-l construim împreună. Am făcut tot posibil pentru a convinge, urmează dânșii să iau decizie, eu nu pot să iau decizie pentru ei. Dar ce răspunzi vi s-a spus? Că urmează să aibă discuție în cadrul partidului și vor veni cu un răspuns, că probabil vom afla la am discutat despre viziunea mea, despre cum văd eu soluționarea și mersul mai departe în acest proces deloc ușor și ne-am împărtășit. Doamna Maia Sandu se va regăsi în componența noului guvern? Doamna Maia Sandu, astăzi va fi discuții cu dumneavoastră și vom decide. Deci, dar care este probabilitatea? Dânsa nu era pe loc, nu era în țară zilele. Care este probabilitatea să rămână? Mare. După discuția cu Gaburici, liderul liberalilor Mihai Ghimp a declarat că poziția partidului din care face parte este cunoscută de toți. Decizia partidului este cunoscută. Am schimbat nițel ceva în discuții. Prima dată a venit doar candidatul. Acum am zis nu. Candidatul doar nu are putere, nu? Îl acumulează voturi, dar deciziile au partide. De ce am solicitat să vină și domnul președinte Filat? Decizie cunoscută. Ați auzit declarațiile domnului Lup și a domnului Filat după întâlnirea domnului președinte Timofti cu fracțiunile, prin care au anunțat că programul și componența guvernului rămâne aceeași, adică un guvern format din PLDM și PD. Deci e clar, da? Decizia nu este prea cunoscută. Care deci decizia rămâne, de seară convoc biroul politic și vedem dacă se modifică sau rămâne aceeași, cum am anunțat. PLD va vota doar un guvern din care face parte. Deci asta a fost propunerea? Astăzi au venit pentru a susține, da? Cum am zis. Noi suntem pentru o alianță, PLD, PLDM, PD și eu de unul singur nu pot schimba, modifica hotărârea luată de birou politic și încă aprobată de Consiliul Republican. Dar e posibil ca PLD să-și schimbe poziția, să iau alte decizii? Nu cred, dar decizia o ia biroul. La întrevederea între Gaburici cu Ghimp a participat și liderul liberal-democrat Vlad Filat. La finele discuțiilor, Filat a infirmat faptul că Maia Sandu nu s-ar regăsi în lista viitorilor miniștri propuse de PLDM, așa cum se vehiculează în presă. Am procedat așa cum se procedează, corect și legal, consultând poziția partidelor cu reprezentare în Parlamentul Republicii Moldova. Condițiile lor rămân aceleași? Adică includerea în guvern? Domnul Ghimpu vă va vorbi despre condițiile. Doamna Maia Sandu se va regăsi în guvern? Deci doamna Maia Sandu este candidatul Partidului Liberal Democrat de Moldova pentru a deține funcția de ministru al educației. Și noi această decizie nu o schimbăm. Asta chiar dacă comuniștii s-au pronunțat împotriva acestei candidaturi. Noi nu discutăm despre punctele de vedere a altor partide. Este punct de vedere al PLDM-ului pe care îl menține în decizie. Premierul desemnat s-a întâlnit și cu reprezentanții Partidului Comuniștilor. Cele două părți au analizat programul de activitate al viitorului guvern. De asemenea, Gaburici a avut întrevederi și cu membrii sindicatelor și patronatelor. Din declarațiile liderului PLDM Vlad Filat s-a înțeles că Kiril Gaburici ar urma să vină cel târziu joi în fața deputaților și să ceară votul de încredere.
Prezența Maiei Sandu sau lipsa ei din viitorul guvern va fi un indice foarte clar al faptului cât de motivat și reformator va fi viitorul executiv și în ce măsură va fi acest guvern minoritar și colegii din Parlament la cheremul voinții comuniștilor. Declarația aparține premierului în exercițiu Iurie Leancă și a fost făcută în cadrul unui interviu radiofonic. Iurie Leancă, care este și prim vicepreședintele PLDM, a spus că nu are intenție să plece din partid. Nu am aceste intenții să părăsesc PLDM-ul, cel puțin nu în situația de astăzi, dar ceea ce contează foarte mult pentru mine este să vedem în ce măsură PLDM-ul își respectă angajamentele luate față de electorat, față de partenerii săi din afară. Sigur că voi judeca în funcție de cum va evolua relația dintre Partidul Liberal Democrat și, de exemplu, Partidul Comuniștilor, a mai spus Leancă. Potrivit lui, ceea ce se întâmplă la Chișinău nu va permite Republicii Moldova să se miște mai repede spre obiectivele care și le-a definit. În contextul situației politice de la Chișinău, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova spune că țara sa va colabora cu orice guvern care va fi investit, chiar dacă respectă activitatea lui Iurie Leancă și a făcut multă pentru Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute pentru Radio Europa Liberă, ambasadorul american James Pittet, după ce în presă au apărut informații confirmate de Iurie Leancă și liderul liberalilor Mihai Ghimpu, potrivit cărora instaurarea unui guvern minoritar va încetini procesul de reformare. Ambasadorul american dezminte această ipoteză și spune că este foarte important ce intenție are noua coaliție de guvernare, decât ce partide intră în ea. De asemenea, este la fel de important ca obiectivele formațiunilor să fie focalizate în asigurarea bunăstării populației, dar nu pentru interesele personale. James Pittet a vorbit și despre situația extrem de dificilă din sectorul bancar din Republica Moldova. Potrivit diplomatului, tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu este din cauza lipsei reformelor. În acest context, oficialul american a declarat că organizațiile internaționale, inclusiv reprezentanții Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, pot juca un rol esențial în reformarea justiției. Activitatea structurilor de securitate din partea stânga Nistrului intensificată, sporirea acestora vine în contextul aparițiilor multiple ale diversiunilor informaționale. Îngrijorarea a fost exprimată de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit lui, în spatele acestor acțiuni ar sta serviciile speciale de la Chișinău, dar și din statele vecine, care folosesc agenți sub acoperire care au legitimații de jurnaliști sau de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Șefciuc a mai spus că urmează să fie intensificat și controlul asupra scurgerilor de informații secrete și de serviciu din cadrul administrației locale. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au reacționat în niciun fel la declarațiile lui Șefciuc. Partidele politice din Republica Moldova trebuie lăsate să lucreze, să-și aleagă guvernul, să adopte programul de guvernare, să spună cum se vor raporta la relația cu Federația Rusă, cu România, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Rusiei la București, Oleg Malginov, în cadrul unei emisiuni televizate de la București. Este bine dacă Moldova o să privească spre toți vecinii săi cu scopul de a avea legături și cooperare. Dacă ne întoarcem la chestiunea despre asocierea la Uniunea Europeană și anumite obligații ale Moldovei ca țară existență în zona economică a statelor CSI, da, sunt contradicții, bineînțeles, și vor fi anumite consecințe. Am discutat și sper că se înțelege la Chișinău că pot apărea aceste dificultăți, a mai precizat oficialul rus. Fluctuațiile pe piața valutară pun în gardă oamenii, dar și responsabilii din domeniul bancar. Despre asta a declarat șefa Departamentului Operațiuni Valutare din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În situații normale, de regulă, diferența între cursul oficial și cursul cumpărării și vânzării este foarte mic. În situații de agiotaj, evident că diferența aceasta tinde să fie mai mare. Prețul crește. Acestea sunt legile elementare de economie de piață. Depinde foarte mult de mai mulți factori, inclusiv de importanță, inclusiv de persoanele fizice care acum la moment migrează de la un depozit la altul și ulterior urmează să vândă poate valuta mai ieftin decât o cumpără acum. Experiența anului 2009, atunci când a fost o diminuare semnificativă a transferurilor și tot o ajustare cu circa 30% a importurilor. Și atunci, în situația aceea, s-a ajuns până la urmă la un echilibru care ulterior a urmat ani de apreciere când erau aprecieri destul de semnificativ. Potrivit reprezentantului BNM, creșterea cursului valutar este influențată de diminuarea transferurilor de peste hotare, micșorarea exporturilor, dar și a cererii foarte mari de valută. În luna ianuarie, oferta a fost de 71 de milioane de dolari, iar cererea a constituit 151 de milioane de dolari. Acest decalaj a fost acoperit prin intervențiile Băncii Naționale.
O casă de locuit a luat foc. Tragedia s-a produs în localitatea Pelinei, raionul Cahul. În lupta cu flăcările au intervenit două echipaje ale pompierilor. Angajații serviciului situația excepțională au reușit să lichideze incendiul în aproximativ 2 ore. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul unei odăi. Totodată, salvatorii au evacuat o butelie de gaz de tip propan-butan pentru a evita o eventuală explozie. Nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite. Peste 35.000 de locuitori din municipiul Bălți au rămas timp de 2 zile fără apă la robinet din cauza unei deteriorări la aqueductul subteran Soroca-Bălți, anunță Serviciul Protecție Civile și Situațiilor Excepționale. Din cauza scurgerei apei din aqueduct în satul Alexandrovca au fost inundate 2 beciuri și a fost deteriorată o porțiune de drum local pe o distanță de 0,4 km. Salvatorii au efectuat lucrări de pompare apei din gospodăriile afectate și au acordat asistența necesară a echipelor care efectuează reparația aqueductului. La fața locului a fost întrunită Comisia pentru Situația Excepțională Raională pentru stabilirea consecințelor și prejudiciului material provocat. Potrivit celor de la Apa Canal Soroca, lucrările de restabilire a conductei au durat pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică. După ce mai multe adresări ale studenților din Ucraina și Federația Rusă au invadat rețelele de socializare, un grup de studenți și elevi de la mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au decis să creeze o adresare celor două grupuri de studenți din Ucraina și din Rusia. Adresarea este în română, ucraineană și rusă. Există atâtea lucruri pe care nu le înțelegem. De ce? În loc să ne sprijinim reciproc în a le descoperi, noi toți le lăsăm ca să ne despartă. Mesajul emoționant al tinerilor din Moldova vine în contextul situației destul de tensionate și manevrele pe care le realizează Federația Rusă în estul Ucrainei. Săptămâna trecută, Serviciul Vamal a eliberat peste 4.800 de vinete, fiind vărsat în bugetul național peste 1 milion de lei. Datele vamencilor arată că în perioada 9-15 februarie, frontiera de stat, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în țară, a fost traversată de aproape 35.000 de autoturisme, peste 11.000 de autocamioane și în jur de 1.500 de autocare. Cele mai multe unități auto au traversat hotarul prin punctele vamale Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și Giurgiuleș-Galați. Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de autoturismele nenmatriculate în țara noastră variază de la 4 până la 50 de euro. Creștinii ortodoxi de rit vechi intră de pe 16 februarie în săptămâna albă. Astfel, enoriașii nu vor mai putea mânca produse din carne, ci doar ouă, lapte, brânză și pește. Totodată, miercuri și vineri se recomandă doar consumul de fructe și legume. Duminica, oamenii vor veni la biserică pentru a-și cere iertare, fiind ziua în care Adam a fost izgonit din rai. Preoții spun că este o perioadă de pocăință și de abținere de la mâncare. Săptămâna albă precede postul Paștelor, cel mai lung și mai aspru din toate cele 4 posturi de peste an, și pregătește oamenii pentru învierea Domnului Iisus Hristos, sărbătorită anul acesta pe data de 12 aprilie. Democrații conduși de Marian Lupu au dat undă verde și spun că vor susține în plenul Parlamentului candidatura lui Kiril Gaburici la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. O discuție constructivă, una care a demonstrat o cunoaștere a situației a domnului Gaburici, care a fost apreciată de către membrii fracțiunii și biroului permanent. În finalul acestei întrevederi a fost adoptată decizia în prezența domniei sale, decizia privind votul pozitiv a fracțiunii PDM în cadrul ședinței Parlamentului cu referință la investirea din el. Nu am ridicat, precum am zis-o și sâmbătă, întrebarea de a modifica garnitura guvernamentală. Domnul prim-ministru de semnat astăzi, după masă spre seară, va avea un dialog și o întrevedere. Voi fi în așteptarea acestor informații și după această întrevedere punem punctul final pe componența nominală. Premierul desemnat susține că Republica Moldova își va continua parcursul european. Am avut astăzi discuții cu ambasadorii, cu un număr mare de ambasadori și diplomați din Republica Moldova și am expus care sunt și care ar fi prioritățile mele pentru următoarea perioadă, una dintre care fiind direcția pro-europeană și respectarea tuturor obligațiunilor care le avem în acordul semnat cu Uniunea Europeană.
Și asta vom face, ceea ce încă o dată demonstrează că suntem dispuși să mergem înainte, să continuăm acest... Nu vă supără. Gaburici a avut întrevederi și cu societatea civilă, unde au discutat despre viitorul program de activitate a guvernului. Pentru a fi învestit, executivul condus de omul de afaceri Kiril Gaburici, sunt necesare cel puțin 51 de voturi. Deocamdată coaliția minoritară pentru Moldova Europeană dispune doar de 42 de voturi. În aceste condiții, Gaburici speră la susținerea deputaților din celelalte grupuri parlamentare. Clasa politică din Republica Moldova a fost nepregătită totalmente să înfrunte eșecul nevotării guvernului Leancă II. Declarația aparține fostului președinte al României și a fost făcută la televiziunea română. S-au dus în Parlament neavând alianțele făcute. Greu de explicat logica politică. N-au avut alianță nici cu Partidul Liberal, cele două partide, PLDM-ul și PDM-ul, n-au avut nici alianțe cu un al treilea. Trebuia ori cu PNL-ul, ori cu comuniștii lui Voronin. Nu știu ce a fost atât de drag lor încât n-au reușit să-i facă o concesie celui mai pro-românesc partid, Partidul Liberal. L-au lăsat în afară și guvernul a căzut. Leancă, în locul lui Leancă nu m-aș fi dus în Parlament pentru nimic în lume, știind că o să cad. La ce s-a gândit el că o să-l susțină comuniștii în ultima clipă, n-a funcționat. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de părere că în cazul în care Gaburici va fi în frunta guvernului Republicii Moldova, țara noastră se îndreaptă pe calea rateului. Avem un premier care provine din business, asta înseamnă o Republică Moldova care, de unde a fost premiantul parteneriatului estic, începe să dea semne de rateu. Pentru că, în mod cert, nefiind forța unui premier om politic, nu va reuși să împingă cu aceeași viteză nici acordul de asociere, nici acordul de liber schimb. Și vreau să spun deschis, România, decât să se gândească la vizite la Kiev, la cum să ne băgăm în Ucraina, mai bine se băga la Chișinău. Avem chei pe care le știu, le știu cei care trebuie să le știe, cu care puteam să ne așezăm la masă alături de cele trei partide pro-europene. Băsescu s-a referit și la situația tensionată din estul Ucrainei. Potrivit acestuia, Ucraina trebuie să rămână în deplinătatea sa teritorială. Mai multe organizații de mediu au apelat la Kiril Gaburici solicitându-i să aleagă pe postul de ministru al mediului o persoană competentă, integră, care se identifică întru totul cu valorile europene și nu va fi supusă presiunii din partea membrilor alianței de guvernare sau altor formațiuni ale partidelor. Se arată în scrisoarea colectivă deschisă, publicată pe pagina oficială a organizațiilor obștești civic.md. Studiul de performanță în domeniul mediului realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu în anul 2014 arată că țara noastră a înregistrat cel mai mic progres. Nu mai este un secret că aceasta constituie o urmare a corupției funcționarilor din domeniu, declară reprezentanții organizațiilor obștești. Mai mulți reprezentanți ai societății civile și-au exprimat nemulțumirea față de situația din țară, dar și de acțiunile politicienilor. Potrivit portalului de știri Tribuna.md, manifestanții au venit în fața Parlamentului cu pancarte pe care era scris: vrem guvern și parlament eficient și integru, nu ne dați cu schiurile, profesionalism și integritate pentru funcțiile de conducere ale statului. Totodată, ei au adus mai multe perechi de schiuri, făcând aluzie la gestul liderului Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, din plenul Parlamentului. Niciun deputat deocamdată nu a comentat acțiunile de protest. Maia Sandu știe foarte bine că nu este pe placul comuniștilor și chiar cunoaște motivele ce stau la baza acestei antipatii. Atitudinea reprezentanților PCRM nu o prea deranjează pe Sandu, declarând că această preocupare față de persoana sa ar fi mai degrabă un compliment. Declarațiile au fost făcute de Maia Sandu pentru ziarul de gardă. Totodată, șefa în exercițiu a educației spune că nemulțumirile comuniștilor la adresa sa sunt neîntemeiate și le califică drept ambiții personale ale liderului PCRM. Precizăm că unul dintre motivele invocate de PCRM, care a
stat la baza deciziei de a nu susține guvernul Leancă II a fost candidatura Mariei Sandu, propusă pentru funcția de ministru al educației. Recent în presă au apărut zvonuri precum că Sandu nu se va regăsi pe lista viitorului guvern. Liderul PLD Vlad Filat însă a reiterat că Maia Sandu rămâne candidatul liberal-democraților la funcția de ministru al educației. 2015 a venit cu scumpiri în lanț. Cele mai mari prețuri le-au produsele de import, comparativ cu anul precedent. Biroul Național de Statistică anunță că în luna ianuarie din acest an, prețurile medii de consum au crescut cu aproape 1%. Creșterea a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare și la mărfurile nealimentare cu câte 0,9%, la tarifele pentru prestarea serviciilor populației cu 0,4%. Astfel, pâinea s-a scumpit cu 0,8%, legumele cu 7%, fructele 5%, brânzeturile 0,8%. În schimb, în luna ianuarie s-au ieftinit alte tipuri de produse alimentare, ca de exemplu carnea de porc 2%, zahărul 1,9%, ouăle de găină 1,3%, citricele 1,2%. La serviciile prestate populației în luna ianuarie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare, la serviciile birourilor de avocați cu 32%, plata pentru cursuri de limbă străină cu 7,8%, serviciile transportului aerian cu 6,3%, serviciile stomatologice cu 1,6% sau confecționarea mobile cu 1,4%. Precizăm că anul trecut inflația a fost de 5,1%. În februarie 2015, Banca Națională a revizuit creșterea cu 1,2 puncte procentuale prognoza inflației pentru acest an, până la 5,8%. Potrivit guvernatorului BNM Dorin Drăguțanu, în contextul situației din regiune există o serie de riscuri care ar putea schimba evoluția inflației, accentuarea deprecierii rublei ruse și hrivnei ucrainene, înăsprirea condițiilor migraționale în Federația Rusă, diminuarea prețurilor la petrol pe piețele internaționale sau majorarea excesivă a prețurilor reglementate. Un atelier clandestin de confecționare a mobilei în asortiment a fost depistat de ofițerii de investigare a fraudelor economice. Secția de tehnică de confecționare era camuflată într-un depozit situat pe strada Muncești din sectorul botanic al capitalei. În cadrul verificărilor, polițiștii au descoperit grave încălcări a legislației în vigoare. Agentul economic, care gestiona mai mult